de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. S-a venit în platoul Dorei ca să-și încarce bateriile înainte de pregătirile pentru Eurovision. Fără ca să-și dea seama că Dora îi va ține pe jar la propriu și la figurat. Am bifat prezent la un concert de caritate și am aflat ce fac vedetele în post. Și trebuie tu cu fuza mea în general, nu înțeleg. Motiv ca să deschidem din nou cutia Dorei. Gaz, 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 gaz. Alo, 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 alo. Jana i-a discutat de secrete pe colegii noștri de la Jurnal TV. Cât mai mult, cu atât mai bine. Cât mai mult, cu atât mai bine. Iar Raisa Buhnă abia așteaptă să vedea bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. Deputații au marcat sosirea primăverii într-o nouă ședință, în timp ce unii se cert... Vine, vine primăvara! Se așterne în toată țara! Floricele pe câmpii? Hai să le adunăm, copii! Cușmuliță pe câmpii! Care-i floricele, draga mea? Care-i floricele? Tu nu vezi oamenii cum se îmbracă în ziua de azi? Cușmi! Cum arăt? Arăt Hrenova sau nu? Arăta primăvara Moldovei. Arăta primăvara sau nu? Ești mirț parcă, în cap. Parcă s-o găină cu ciup. Ia că poftim! S-o găină cu ciup, întoarce-te! Doamnelor și domnilor, bună seara! Pe această notă pozitivă vrem să anunțăm că anul 2018 aduce un stil total deosebit. Dacă vreți și o găină cu ciup, uitați-vă la mine sau la Hrenova. Sau Hrenova, cum, că eu nu, cum e corect? Cum o cheamă? Doamna Hrenova, așa e familia. Și nu uitați, începând cu 1 martie, toată luna martie, toată lumea și toată vara, nu contează că e jer, că e fric, că e soare, în Parlament, ia ca așa sport, cu cășuliță de asta de găinușă cu ciup, găinușa muzea. Dragii noștri, bună seara, vă rog să fiți cu ochii și cu urechiușile aici la găinușa Doreta. Parcă s-o curg șoară. Hai să liniștești, eu o să anunț. Fiindcă urmează... Da? Și urmează... Nana Raisa cu vârfa zilei! Haideți, vârfa zilei, o vârfă de neuitat! Asta! Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. Deputații au marcat sosirea primăverii într-o nouă ședință, în timp ce unii se certau ca la gura cortului, alții ironizau și lansau propuneri fără noimă. Eu am vrut să spun ceva de macaroane, dar pe urmă m-a răzgândit. Zic... Păi, de când ați plecat, o rămas de la voi cu o geantă de macaroane, dar... Noi, stimați colegi, moțiunea de săptămână trecută demonstrează încă o dată că guvernarea are multe ce de spus. Socialiștii în frunte cu căpetenia PR Mihai Ghimpu s-au arătat brusc îngrijorați de sărăcia din țară. Tot în agenda legislativului și-a făcut loc și grija excesivă față de deputata PCRM, Ina Șupac. Pentru doamna Șupac, doar un sfat, nu vă înroșiți când discutați la microfon. Se ridică tensiunea. Vasele noastre sangvine au o rezistență nu prea mare. Prima zi a lunii martie și sufixul cuvântului mărțișor a amintit de jaful secolului, dar și de complicele Ilan Șor. Cu o propunere ingenioasă în acest sens a venit liberalul Ion Apostol. Acesta a propus introducerea unei noi sărbători naționale, iar ziua mărțișorului să fie dedicată în exclusivitate domnului primar de Orhei. Trebuie să sărbătoare în zilele cerții negre ca să mă ridicăm moralul populației. În acest context eu aș propune ca să mai, deoarece mărțișorul este o zi națională nu doar a noastră, și la macedoni, și la macedoni, și la bulgari, să fie o zi a noastră, a moldovenilor. Eu își propun să fie ziua, să fim ziua miliardului și să fie în ziua de naștere a celui mai mare protagonist, Haidu, care a organizat această hoție de miliard, lui Ilan Șor.
Sugestia însă nu a fost pe placul domnului Candu, care un pic jenat i-a tăiat inspirația domnului Apostol prin deconectarea microfonului. Cum? Domnul Apostol, când v-am dat cuvântul pentru procedură, mă refer la regulamentul Parlamentului. Credeți că glumiții de genul ăsta ele și-au loc acum, după ce noi am avut așa o perioadă relaxantă de ordine de zi și discuții? Haideți să nu cheltuim mult din banii contribuabilului și să începem să lucrăm. Doamnelor și domnilor, aici se încheie bârfa zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi știri. Primăvara când am sfârșit, bucuriu padarit. Vin de masă stav na stol, unăs v gosti i lanșor v meste smărțășor prișol. O seară buhnită să aveți! Auzi cum atră rai, dar și-ai băut? Benzin, gaz, și cu limba asta, și limba vorbim noi. A? Tot lucrez într-o televiziune, draga mea. Vă rog să mă scuzați, trebuie să fii respectabilă. Limba română curată. Prișol, mărțășor. Că cu-i mărțășor, hrenă, băi. Așa să vorbiți la orice. Nu aici. Și apropo, Jonica, să știi că ideea asta cu gluma asta, picolul ăsta, cum se cheamă, de la picol, că o fost în an cu șor, mărțășor. Acum nu mai merge. Acum ai Dorica Frumușica. Ciup, ciup, ciup. Da, nu-i rău. Te amețit la dar poveni primăvara, tu ești căldură. A sud pe la încheieturi. Eu da. Pot să împletesc mărțișoare și mă folosesc de ocazie repede. Eu mă împletesc mărțișoare și vreau să aduc primăvara în toate casele. Da, dar dragoste în toate casele cine să aducă? Noi. Tot noi, dragii mei, chiar dacă s-a sfârșit luna dragostei, nu uitați, trebuie să ne iubim întotdeauna, fără da, nicio limită. Și un exemplu este Ioana Capraru, împreună cu soțul lui singur, lui dânsa. Domnică Capraru. Așa, haideți să vedem un cuplu de zile mari, care de la prima zi de când s-o încleiet, se iubesc și se iubesc și aplauză. Dar nu ca matalic, e îngropat? Opa! Hai să uităm! După asta eu o să revin la tema asta, Jonica. Păstrați iubirea, păstrați. De 40 de ani, cuplul Ioana Căpraru și Vladimir Serbușca își cântă împreună dragostea. S-au ținut de mână întotdeauna și doar așa au reușit să treacă peste cele mai grele încercări. Am trăit niște vremuri grele, adică mă rog, cu multe necazuri, cu multe neajunsuri, dar, nu știu, parcă acum le-am uitat pe toate și zicem că e bine. S-au cunoscut atunci când Ioana a venit să studieze la Chișinău. Prima întâlnire nu prevestea nici pe departe o dragoste fără margini. Violonistul Vladimir Serbușca e mai tânăr cu un an decât interpreta, așa că au avut nevoie de ajutorul celor mai dragi ca să o ceară de soție. Cum ați cerut-o dumneavoastră pe doamna Ioana? Cum am cerut-o? Am fost cu tot alaiul la sud, noi de la Drochie, părinții ei și copereche de nașii viitori. Noi de acum am înțeles, ei sunt și cu nașii. Și am mers la dânsa acasă, la Cotiana, și acolo s-o pregătit o nasă. Așa cum au vrut părinții, da, de fapt. Cum? Ioana Căpraru mai păstrează și azi rochia de mireasă. Chiar și după 4 decenii, ținuta în care cântăreața i-a spus da alesului ei a rămas la fel de frumoasă. Când am făcut nunta de argint la 25 de ani de la nunta noastră, am îmbrăcat rochia de mireasă a mea. Eu sper că și la nunta de aur o să îmbrac. Da, uite, trebuie puțin sport. Puțin sport. Au 3 fete frumoase foc și nepoți care îi fac să se simtă mai tineri. Supărările în casa lor nu țin mult, pentru că de-a lungul căsnicii au învățat să cedeze de dragul armoniei. El, fiindcă eu sunt mai, nu știu, eu foarte greu cedez, trebuie să mă gândesc foarte, foarte mult ca să... Gata, eu îi dau răgaz cândească. Dau răgaz, o mai las și e când îți înțelege. Cu greșit. Recunoaște, dar nu întotdeauna. Dragostea pentru ei e foarte simplă și naturală. Poate că de asta le vine greu să spună cu adevărat ce simt. Ca să spun, dragostea nu poți să o spui în cuvinte, dragostea se simte. În primul rând,
dragostea e cea care unește două persoane. Dacă îți place de persoană, te atrage ceva la ea, lasă sentimentul care îți unește. Cei doi se alintă prin cuvinte dulci până azi. Și nu numai de sărbători, dar aproape în fiecare zi. Mai puțin în fața camerei, dar de dragul nostru au decis să facă o excepție. Niciodată nu ne pot opune să spun că te iubesc. Generația noastră ne sfiim să chiar să ne sărutăm în public. Ia hai că eu vă provoc. Ne-am convins că viața e în roz în showbizul nostru, iar Ioana Căpraru și Vladimir Serbușca au demonstrat că iubirea se cântă și în afara scenei. Astăzi ne îndeamnă și pe noi să păstrăm iubirea, așa cum au făcut-o și ei. Ne-am întâlnit mereu. Păstrați iubirea, păstrați. Da, să te strâng, ești prima, Jenica, ești prima. Dar cum? E exemplu, de la Ioana Căpraru. Am vrut știu și eu Dora Căpraru, dar până la urmă am rămas Dora Magaru. Ei, da, mă, Dumnezeu, să mă Magaru, las că și aici ai animal și și el târii alte. Și? Îmi place. Și îți place? De la puful ăsta strânge-l. De casă e murdărit-o și asta. Îți creadă că eu nu-s gospodin. Da, se vede că ești gospodin. Ți-ai pus mărțișorii în urechi și poftim. Eu sunt îmbrăcat cu tematică. Da, tematică. Dar oare vedetele noastre s-au îmbrăcat tematic sau nu? Cum crezi tu? Nu știu. Ei, multe nu știi tu, dragii mei, vedetele autohtone ale noastre, așa cum sunt ele, îi iubesc oricum. Au avut un eveniment de caritate pentru a susține un caz. Și bineînțeles că lupa lui Doreca n-o scăpă. Ei, hai, dar hai să-mi dau cu aspiratorul. Oameni buni, închide televizorul că avem, cum s-ar spune, ziua un vorc, subotnic. Eu repede, hai vorbește. Dar cum vrei să mă întreb cu aspiratorul ăsta? Oprește, te rog frumos, oprește-l. Gata, dau gata. Reportajul, că te-o șire. Gata, hai. Doamne Dumnezeule, Joanăcica. Hai de reportajul, Maria. Hai Marie, să vedem reportajul. Hai spală acum. Mătură, hai, asta. Artiștii vor să intre imaculați în ziua de Paște, așa că postesc sufletește, trupește, dar și creativ. Mondenii au o plăcere deosebită să se implice în actele de caritate. Așa au pornit lupta pentru viața lui Nicușor Untilă, un adolescent nevăzător care are nevoie de o intervenție chirurgicală în valoare de 20.000 de euro. De obicei, artiștii noștri, să știți că sunt foarte inimoși, cu sufletul deschis către toate situațiile astea ieșite din comun, să zic. Și această manifestare s-a încadrat tot în acest aspect. Este o relație de prietenie care s-a format din prima clipă când l-am văzut pe acest copil. Era un copil micuț, acum îl văd un adolescent împlinit care își iubește părinții și merită să iubească pentru că fac totul pentru el. Este un băiat care a crescut mare și are succes în domeniul muzical. Tânărul a dat artiștilor, dar și celor din fața micilor ecrane, o lecție de viață. În ciuda greutăților și a problemelor de sănătate, Nicușor e mereu cu zâmbetul pe buze. În acordul de flori, dragostea să vedem unde ninge în sufletul meu. Vino cu mine. Vreau să profit de această ocazie și în primul rând să le mulțumesc tuturor celor care au decis să vină să mă susțină. Să-i mulțumesc domnului Oleg Volontir pentru că a organizat acest concert minunat și să le mulțumesc interpreților care au venit aici să cânte și să mă susțină. Și vă promit că voi fi bine cât de curând posibil. Artiștii noștri sunt siguri că dacă bine faci, bine ajungi. Chiar dacă nu prea au timp să se țină de canoanele bisericești, câțiva dintre ei au hotărât totuși ca în acest post să intre cu conștiința în păcate. Încerc să-l respect, dar asta nu pentru modă, evident, dar pentru binele meu. Întotdeauna mi-aduc aminte de spusele unui bun prieten de-al meu, din păcate, nu mai este printre noi, e vorba de Pavel Bechet. Pavel spunea ce ține de concerte de dimineacere. Omule, grăbește-te să faci un bine. Noi vom pleca, dar binele rămâne.
În post, artiștii spun că sunt mai reținuți. Cu toate acestea, nu pot refuza împăcările pe care le-au făcut cu mult timp înainte. Și da, unii au recunoscut că pentru ei e o adevărată provocare să-și pună pofta în cui. Aș vrea să-l respect și anul acesta, dar nu pot, pentru că alăptez fetița și cam complicat să fac un regim așa mai serios. Dar de fiecare dată când am posibilitate, l-am ținut. Până acum chiar l-am ținut. Recunosc că încă nu am început să țin post. O să țin maxim o săptămână, cred că mai mult nu pot. Nu pot pentru că acasă am doi pici care trebuie hrăniți cu proteine. Deși eu sunt o adeptă a vegetarianismului. Indiferent ce dată e în calendar, mondăinii apar întotdeauna la patruace. Doinița German a reușit și de data asta să iasă din tipare. Cu toate că e pusă pe fapte bune, artista ne-a dat de înțeles că nu e un păcat să arăți bine. Tu nu știi că există o specie foarte rară de păuni, pe unul auriu și pe unul argintiu. Numai unul era în lume, înțelegi? Adică era pe jumătate argintiu, pe jumătate auriu. Știi că eu l-am prins și l-am penit. Sunt un fel de penii, penile celui mai rar pe unul din lume, pe unul din poveste. Există un loc pe globul ăsta, un loc de poveste pe care eu îl știu și din eu am luat pene speciale. Ce treabă ai tu cu fusta mea în general, nu înțeleg. În acest sezon veniturile scad considerabil, iar cheltuielile abia încep. De voie, de nevoie, interpreții umblă acum la banii puși deoparte pentru zile negre. Jumătate eu, jumătate tu, vino dragă mea, ai în sufletul. Jumătate eu, jumătate urs, dragile mele vedete. Jana, știi cu tine? Vrei să-mi scoți cățula? Am Jana. Da, Jana. Știți cu nișoară? Dragile mele vedete, vreau să vă mulțumesc că, într-adevăr, faceți niște fapte foarte bune. Chiar dacă e post, acum facem concerte caritabile pentru a susține oamenii mai triști ca noi. Sănătate vouă, sănătate nouă, sănătate lui Dora, sănătate lui Jana, la neamurile Moldovii, că ea nu mai am gata, respirație. Nu am strigat că am terminat. Dar, este un singur dar important, darul meu, coligioara, și nu o merită, o primești. Hai să vedem pozele. Jonica, nu vrei să ne uităm la fotografii, la ținute? Hai. Au, ține-o făcut din peruca. Jana, te rog frumos. Dacă m-ai săturat cu penile astea de vedetă. Sunt ca o mamă, Ca, aici stai... Dar și te spală, și te educă. Și-mi cheaptă și mi-e sprindit priciosă. Singurică că sunt mare. Da, singurică, haideți, dați-mi, vă rog, fotografiile. Opa, așa, cu cine înșepim? Doinița German, doamne, și tare ne-i îmi place de fetița asta. Ca un căpriță, țup. Draga mea, am și eu un corset. Corsetul ăsta l-ai purtat la toate evenimentele, și caritabile, și necaritabile. Bun, fusta înțeleg că e fustă nouă, e fustă, parcă-i jucărie de brad, așa? Da, dar latex acesta ce... Îmi place foarte mult pahoanele astea, cum se cheamă, epoleț. Românești, și nu uitați să vorbiți, epoleț. Ai auzit? Da. Așa, cizmele îmi plac, cizmele sunt frumoase, numai că la ochi iarăși îmi place acest clipici. Dar fusta e un lipsic așa ieftin ca papucii mei. La second hand. Eu înțeleg că ai vrut și din aur și argint, dar cu gust, așa ca mine, poftim, ia. Dar latexul, îți place latexul? Latexul tot timpul îmi place, mai ales când e din mine și când e lângă mine. Da, vreau să te văd. Așa, hai să mergem la altcineva. Du-te, rog, și-mi adun ceai din tei. Tei? Da, din tei. Acum să bie ceai de tei la Dora Show, nu uita. Opa! Așa, hai. Domnul Surușanu, bună seara. Iaca, domnul Surușanu, chiar rușinică la obraz. Îi promis că vii ca aici de fotoliu ăsta și nu te ții de cuvânt cu ce am greșit în fața lui singură. Am să mă comport frumos, am să mă îmbrac stilată, am să-ți laud ținutile din cap până în chișoare. Na, poftim. E bun. Și să mai zic. Dacă îmi schimba sacoașul, atunci ar fi perfect. Luați un sacou așa, un verde de ăsta, mă închis, totuși primăvară.
Domnul Surucianu, se nu știu eu Dora, chiar? Parcă este acum îl cheamă, Anatol Durbal în sacoul ăsta roșu. A, nu, e alu Cheianu, așa, e alu Cheianu. A, am înțeles, de acolo te inspiri. Și eu de la Hrenova m-am inspirat și eu ce bine arăt. Așa, pantofiorii zbunișori. O lecție când iese și un turic, asta nu e nicio problemă. Așa, mergem mai departe. Curaj, domnul Surucianu. Hai să nu știu eu, Ioana și Matale Ion. O, Corina Țepeș. Ia ca aici și vine. Și? E și șuier. Ce ai, Nicu? Nu șuier, ai de ce? Șuier în casă, n-a să avem bani. Oameni buni, nu șuierați în casă, gata. Oprești ceainul ca să-l glușesc, am urși tiriși pe dânsul și cameraman care clipa filmează. Auzi, părinții, am să-i berberesc, cam urși. Și haideți să-mi intre. Ia ca ceaiul de te. Mulțumesc, mulțumesc, așa. Așa, draga mea, o rochiță superbă, îți stă foarte bine, exact, parcă e croită pe tine. Unicul minus, un mic minus, centura aia verde este prea lată și atenția îți duci în centură, lasă-o și în rochiță. Spune o centurică subțirică, frumoasă, elegantă. Așa ca a mea, de exemplu. Așa, părul e bun, pantofii sunt foarte buni. Pe cuvântul meu, să nu știu eu, Dora, centura e frumoasă, dar nu se potrivește. Pune ceva finuț, ceva așa. Hopa, ca o ațișoară. În schimb, foarte bine. Ia da, ca așa se îmbracă. Da. Ceainic îi trebuie. Hai altul. Ceainic, cum am nevoie astriu de ceainic. Așa. Adrian. Ia ca în sfârșit a ieșit ursul din bârloc. Dar cum e primăvară? Tătă iarna o sub slaba. Acum poftim. Da, în America, acolo. Labile sunt mai bune. Așa, tătă este frumos. Îmi place sacou. E super. Cu acești nasturi ușor military. Coafiura e bună, dar nu-mi plac, măi, pantofii. Adrian, dragul meu. Și pantofii? Unde-s pantofii? Ursul schimbă blana, dar pantofii, ba. Mie mi-e plac. Sau lupul, cine? Ursul. Dar nu-i lupul. Așa. Eu înțeleg că ai venit cu pantofiori ieri de acasă, dar ieți alții de schimb, de scenă. Urmează să mergem în Anglia împreună, nu te eu. Hello, nice to meet you. Așa. Mai ești cineva? Donorațe. Uah, și de gustos, îmi place. Așa, Ion Rață. Acum am înțeles de ce nu vrei să vii la mine, știi? De ce nu vrei să vii? Am venit rasa și ne-am făcut căciule. Nu, domnul Rață, nu-i de rață, e de gâscă. Stai fără grijă. Așa. Măi, formă camerșuica, sacoașul bunișor, pantofii bunișor, blugii, o schimbat un pic, o făcut și un fel de casual, nici clasic și nici casual. E bunișor la cămașa aici, de că e lărguță, ori mai îi pui un nasturi, ori îi pui un papion, ori un chiototon, așa, mergem mai departe. E cam tristuț. E tristuț, a să vii la mine și a să-l, așa, Mihaela Andriei. Așa, Mihaela Andrei și să zicem noi. Fustița asta, e rochiță. E bunișoară, dar de ce eu pus sacoul ăsta negru? Draga mea Mihaela Andrei, din moment ce e o rochiță înflorată, nu pune doliu ăsta pe umeri, că nu-i frumos. Plus, trebuie eu ștram din culoarea pielii. Plus, pantofii nu-s buni. Mai mult nu comentez, hai să vedem coligioara. Între timp eu am să-mi ca poftim. Răgăriți, mi-ți spune, hai. Așa. Mergem? Salutare, dragilor! În această săptămână, cutia Dorei o va deschide Mihaela Andrei. Vedem imediat dacă a călcat pe bec sau din contra va fi lăudată de Dora. Bună! Bună, bună! Vă salut cu mare drag! Vreau să ții această cutie, este pentru tine. Spune-mi dacă ai habar ce a pus Dora aici. Tortul sau coliva? Eu mă gândesc că e o colijoară pentru că... Na, știind că doamna Dora este o doamnă foarte stilată și de fapt e profi în ceea ce ține de stil, probabil că la evenimentul trecut am fost puțin inspirată în vestimentația pe care am purtat-o și se spune că un postul mare trebuie să accepti și vine un dar, o colivă, așa trebuie să prinești cu sufletul deschis. Au înțeles, uite, eu nu te mai țin pe jar, vreau să deschid această cutie, da, așa. Asta e. Știam eu, cumva mi-a spus instinctul, dar părinții m-au învățat. Tăt și vine, zici, bă, da, proste. Doamna Dora, eu vă mulțumesc și n-am ce să mă supăr.
Păcat că nu sunteți alături, că eu v-aș servi o bucățică, așa, prietenește. Doamna Dora a spus că nu s-a pupat deloc rochia în care ai venit cu sacoul. Trebuia să alegi o altă nuanță de culoare. Aha. Ei, pe viitor o să știu. Eu încerc cumva să mă corectez, să nu fii cu supărare, doamna Dora. Eu o să iau în seamă toate sfaturile pe care, iată, mi le-a transmis Adriana. Tu ce ai dat doamnei Dora pentru ținutele în care apare ea la fiecare emisiune? Dar nu pot să comentez, pentru că, cum am spus, este o doamnă foarte stilată și mi-aș dori și eu să, la vârsta ei, când noi ajunge, să fiu la fel de stilată, dar până atunci mai am învățat multe, cred că. Eu cred că ar trebui doamna Dora să mai tragă atenție la unghișoare, să-și vopsească unghiile, că, mă rog, e doamnă frumoasă și unghiile trebuie vopsite la timp, frumos. Tot ce am în lumea mea, cerul dar cădea, pentru noi eu voi lupta, ți-aș da tot din viața mea, toată colivă, doar să fii mereu alăturea. Yes, spai eu. Ești tot ce am în lumea mea, cerul dar cădea, Usucă-mă frumușor că ați fi invitat și zic că m-am scăpat. Usucă! Și, dragii mei, nu avem comentarii, așa cum s-au meritat. Dar meritați și voi o publicitate superbă. Hai, usucă-le pe jur! Exprimă-ți dragostea. Primăvara aceasta, la Molțel ai 50% reducere la smartphone-uri și gadgeturi. Alege cadoul perfect. Noul Huawei P9 Lite Mini. Ultra subțire, baterie durabilă și cameră de 13 megapixeli. Ia-l acum cu 50% reducere. Ofertă disponibilă și la portare. Cu drag pentru tine. Molțel. Vrei să-ți faci vocea auzită? Înregistrează-te în cel mai activ grup de adolescenți și tineri, U-Report. Prima platformă din Moldova care vine să colecteze opiniile tale în privința celor mai actuale subiecte sociale. Părerea ta și a prietenilor tăi ne ajută să analizăm aceste probleme și împreună să le soluționăm. Răspunde săptămânal la sondaje. Fă-ți părerea auzită! U-Report. Vocea ta contează! Richard. Королевский чай. 8 martie se apropie. E timpul să fii răsfățată. Acum este momentul potrivit să felicităm cele mai dragi femei din viața noastră. Grăbește-te să prinzi reducerile speciale la o gamă largă de produse doar pentru ea. Doar în perioada 1 martie 11 martie. Beneficiază de reducere de 8% la toate produsele. Noul sezon a început. Trebuie să reușiți multe, însă timpul este limitat? Oferiți mai multe afaceri dumneavoastră, economisind timp cu creditul de la Microinvest. Primiți acum până la 500.000 de lei fără gaj. Microinvest, un partener de încredere. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Luați loc aici, scăunele, 1, 2, 3, așa, doamne, așa, Filip, m-a încărcat cu energie, vă vedeți, sunteți comozi? Da, dragii mei, vreau să vă zic acum în premieră, ei sunt Doredos, anul acesta o să-i reprezinte la Eurovision cu Pan Lisabona! Dragii mei, e un pic o întârziet
aceeași fizic și pentru că drumul de la Râbnița până în Chișinău e greu. Și mai faci și Râbnița. E, foarte bine. Foarte bine să mândrești cu voi sau nu? Cred că da. Așa. Costumele-s gata. Dansul e învățat? Nu. Da. Hai să-i prezint frumușel. Așa, începem cu eu, Jen. Câți ani ai, băi? 25. 25 am avut și eu de mult. Marina și? Sergiu. Dar Sergiu cam timid, așa, și s-a întâmplat? Elenca are ouri. Eu când te-am văzut, Sergiu, eu ți-mi s-a înflorit la lelele. Mi s-a ridicat tensiunea. Marinușca, tu mă înțelegi? Da, ca ești. Eu nu mă pic zâmbești. Ei vorbitoare de limba rusă, dar o să încercăm și noi să vorbim. Вы знаете, я понимаю, я учу язык. Я уже в процессе. Și eu învăț limba frumos. Dragii mei, ați mai fost în Lisabona? Nu, nu, încă nu. Dar deși? N-am tot. Că nu a fost Eurovision, așa? Care au fost cei mai mari rivali a voștri aici la noi în Moldova? Ce am zis? Concursul? Concurenți, da. A, concurenții? Doinița German. Doinița German? A, nu este a fost, da. Și-ați doborât-o. Dar normal, trei oameni, cum nu poate să dobor pe Doinița German? Am văzut-o, era în costet. A fost foarte bine concurenți, de fapt, anul acesta. 16 concurenți au fost. Noi am luptat cu un show foarte bun și a fost o luptă sănătoasă, așa, să spun. Am văzut cu oglinzi, da. Zercala. Și ne vă pregătiți scenografia? A fost un regizor din Grecia. Compozitorul, da, din Moscova, da, Rusia, da. Din Grecia. Aveți bani? În Râbnița sunt bani sau nu? Уже нет. Уже нет, я тут и писал. Это чем интересно. Как вы ajuns voi la Filip, măi? Filip, добрый вечер. Dora, Dora Show. Cum ați ajuns voi la dânsul și vă scris piesa? Noi ne-am cunoscut cu dânsul la concursul Noua Valna din Rusia, la care am participat în toamna 2017. În 2017, da, știu. Vă urmăresc din când mi-i sor. Da, și acolo el... Poftim? N-ascultați ei micuță. Aha. Da, și acolo el, așa, simpatia față de noi a arătat-o în prima zi de concurs. Față de voi sau față de Mariana? Față de trupa noastră. De muzica noastră. De ce? Că el s-a început cariera sa 30 de ani în urmă din Republica Moldova, alături de Petre Teodorovici, cântând în trupa Ecou. Doamna Sofie Rotaru știe de asta? Cred că da. Nu-i geloasă? E Marina? Nu știu. Anastasia Lazruc a fost cea care l-a invitat Kerkorov să vină din Moscova, să cânte Republica Moldova. Și uite că el are o dragoste aparte de Republica Moldova. Ne susține, susține tinerii talente și atunci, după ce am câștigat acest concurs, el a spus, băieți, eu cred că următoarea treaptă a dumneavoastră, a voastră, a trupei, este concursul Eurovision. Dacă veți decide să participați, am înțeles. Acum tu închizi un pic gurița, acum tu vorbești cu Serioșa. Cât l-ați plătit pe Filip ca să vă scrie piesa să vii, că au venit cu avionul, cu nu știu și, cu părul făcut o cladă, cât l-ați plătit? Numai pentru, am plătit pentru omul care i-a făcut o cladăcică, cum a spus. Așa? În rest, avem relații prietenoase, cum a spus și Eugen, că după concursul Noua Valna și-a spus simpatia față de trupa noastră și uite că până acum colaborăm. Cât l-ați plătit că a venit, că v-a scris piesa, că v-a scris muzica și a scris el? El singur și-a spus că vrea să vină să ne susții, adică nu am insistat noi. Voluntariat! Ia ca măi! Eu credem că numai artiștii noștri fac voluntariat. Mă, doi omul ne-a zburit trupa, e te Filip și Camoșa și n-am toși... Nici nu știu, ea n-am malinca, idi de-o cuhniu, hai du-te la cuhni. Am înțeles, Marina, este piesa asta, el a scris-o, Marina, el a scris-o despre tine sau nu? Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Нет, это мне еще до спала. Я люблю тебя, Дарина. Филипп, я у тебя, ай văzut, Дарина. Am înțeles, dragii mei, vreau să vă zic că, bineînțeles că i-am provocat pe artiștii noștri tineri. Și ce-ați făcut voi? Am să rog cu Marina să vorbească. Ce-ați făcut voi? Мы вас провоцировали на что? На год вы, да. Фатик, очень понравилось. Супер. Я научилась готовить бургеры. Если супер, значит так. Нажми здесь, смотри там. Да. Вот. Пук. Да. Аша. We'll be right back.
Trupa Doredo s-a ajuns pe mâna celui mai sever bucătar șef și au schimbat meseria toți trei, doar ca să-i demonstreze Dorei că sunt în stare de orice provocare. Au luat-o ca pe o glumă, dar în scurt timp au înțeles că totul e pe bune. Astăzi băieții o să învețe să pregătească burger negru. Se numește Black Mamba, el e destul de util, destul de interesant, apetisant. Eu cred că noi, fără multă vorbă, trecem la etapa de pregătire și vă să arăt cum să preparăm burger. Да, шеф! У меня великование, все за работу, инвалиды! Да, шеф! Marina s-a apropiat prima de grătar. Până acum n-a gătit niciodată un burger. În schimb, se pricepe de minune la alte bucate, chiar dacă timpul nu-i permite să stea mereu în fața aragazului. Что ты обычно готовишь, Марин? Солянку. Вот это макаронное блюдо, солянка с устрикадельками, макароны по-флотски. Orc în aer. Да, я бы просил. Toți cei trei stagiari, Marina are capacitățile necesare pentru a fi bucătar. Și deci... Bravo! Liniște. Deci, Marina, de azi înainte, noi te botezăm în ghildia bucătarilor. Marina a devenit mâna dreaptă a bucătarului șef și a avut grijă ca ceilalți angajați să facă față încercărilor. Experiența însă a demonstrat că toți se pricep mai bine la cântat. Constantine, Constantine, mă merg și mă uit la tine, ziua, noaptea, prin pădure, plin de roe, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne-am recăm așa pe tine. Mi-a plăcut. Sincer, mi-a plăcut, deoarece îmi place să fac mâncare. Și chiar nici nu a fost o provocare, însă a fost o plăcere. Super, mi-a pănraios, особенно burger делать. Burgerul tău a ajuns în lada de gunoi, ce părere ai? Ce părere pot să am? Eu sunt cântăreț, artist, așa că cu mâncarea la mine nu-ți primești. Dacă ar exista un concurs printre bucătari, trupa Doredo se convinse că ar avea șanse foarte mari să câștige. Până atunci a fost aleasă să ne reprezinte țara la Eurovision, așa că privind în obiectiv, au decis să le adreseze un mesaj celor din diasporă. Votați Moldova la Eurovision! Doamne, Doamne, Dumnezeule, și mâncare gustoasă ați gătit! Vreau să vă întreb, voi stați des la bucătărie sau mai mult în studiouri de filmare?
Inginer nu s-a luat bucătărie. Chiar am fost o provocare foarte faină. Dar cum vrei tu sensori, măi băiță? A venit în suratne, da? Mâini în suratne, da. Care este mâncarea tradițională în Râbnița? Și cu ce? Dacă am să vin eu la voi la hram, cânt un cânt, cu ce ați mă hrăniți? Marina răspunde. Tot te mne budești cușavati. Мамали гузаму. Как и у нас. Мамали гузаму. Ам инцелес ши... Дани, я вину не меняешь твою кашу. Хайдем кашу. Хайдем кашу. Но ты рушу на. Сигур, сигур. Я уйти вец. Шту ешь по албастру, ши ел по албастру, мак ю нам коровы. Нравится? Ту ши манкари готешь? Чел май. Чел май, чел май, че? Птец из пудницы. Сопляска, да? Остановись, Жанна. Ты ешь тенсурат? А паркари проблема, мэй. Да. А ты провака, штим, что ну кляп панталоне, а же? Я врёс в орбез, да. Женика, дай пашку, ну и копил. Дай пашку, а шас ты околу? А шо, спуни. Плачь форте таре салата кукат. Да где не ей крат? Дин рэлу, дин мису, дин пру, ди унди? Ну, сэнтом магазина, бетшари дис. Спуни ти рог фурмос, ди кыц ань, мэй апроапе, вин ла лелис дис фак мэй таре, ши мэй таре, ди кыц ань сэнтеш гой, ди пьяса ностра. Сэнтем ди шаса ань. Așa. Însă am început cariera noastră, nu cu Doredus, dar ne-am numit Art Band. Art Band, dar de ce ați decis să vă schimbați în Doredus? Ca să-i placă lui Filip? Nu, prima dată când am participat noi în 2015 cu Maricica la... Maricica, da, știu, aha. Am schimbat denumirea deoarece în caz că câștigam, aha, avea să... În Europa, da, de acum este... Informație cu numele Art Band. Am înțeles. De 6 ani pe piață. Dragii mei, vreau să vă zic că și Jurnal TV, echipa noastră, familia noastră, dați-mi voie să mă laud, anul acesta pe 5 martie facem 8 ani de activitate. Mulți ani trăiască la mulți ani! Mulțumim tare mult, dragii noștri, sunteți alături de noi în fiecare zi, la fiecare oră. Și am filmat și o ediție specială care o să fie pe 5 martie, dar cum au decurs filmările, scuze-mă, am să iau leac telecomanda, bine? Nu te supe? Așa. Am filmat un reportaj, cum au decurs filmările la acea emisiune, uitați-vă atent aici la noi, așa. Stările pot fi diferite, iar datorită partenerului nostru general, A Priori Wine, starea noastră cu siguranță astăzi va fi una fantastică. Credeți cât e frumos la televizor și nu știu cum. Ia că uitați-vă, 100 de duble a făcut. 100 de duble. Oamenii ăștia nu-s serioși, nu vă mai uitați la dânsii. 8 ani, 8 ani, și dacă 8 ani. Dar unde nivelul? Unde? Ia că vedeți, pauză, iar. Și te spune în microfoane de la regie. Ei, că vă fac, pur și simplu. Tu faci emisiuni despre oamenii care pleacă din țară. Când vei pleca tu? Iată, oamenii nu vă deosebesc una de alta. Sunteți одно лицо, cum s-ar spune pentru în franceză. Suntem un organism. Găsiți 3 diferențe și câștigați o sticlă de... A Priori Wine.
Nu, dar cine e el? M-am luat cu treburile de pregătirea jurnalului. La un moment dat, producătorul îmi spune, Vasile, 40 de secunde. Eu eram în alt capăt al etajului. Mi-am luat așa o viteză în momentul în care am ajuns într-o cutitură spre studioul și podeaua era lunecoasă. Ați căzut? Da, am căzut. Din fericire, m-am ridicat aproape. Ne bucurăm că colegul nostru a rămas în viață. Domnul Anatol a fost concurentul nostru, dar noi l-am bătut umăr. Adică și el a rămas doar cu un singur sandwich. E adevărat, nu, știi, noi am câștigat prin faptul că noi am fost primii și am fost nevoiți să dăm 3 duble. Și ăsta e unul din sandwich-urile care nu au rezistat. Și acum, eu am ce mânca, dar tu nu, du-și în interviu, du la lucru. Iată, aveți o vârstă, eu sunt mai tineric și eu totuși vă acoper cu prezența mea, cu talentul meu. Cum vă simțiți așa în umbră? Acoperit? Da. Mai, pe felul cum arăți, ai văzut? După felul cum arăți, e greu de dorit o acoperire, o altă acoperire decât asta. Acoperă-mă, eu mă las acoperit. Cum vă simțiți dumneavoastră? Toți colegii sunt la Jurnal TV de la bun început. Și dumneavoastră care ați venit mai târziu, cum vă simțiți? Poate cum pas mai în urmă, poate un pic mai demoralizat, mai... cum este? Mă simt demoralizat, este adevărat, dar există un remediu pentru asta. În fiecare dimineață trebuie de băut un pahar de țelenă. Cine se scoală mai devreme, mai multe țelenă. Poate ajunge și de 7 ori măsoară, o dată taie și nu se pagă groapa altuia, fiindcă vei cădea singur. În carte. În carte. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt în spatele lor. Eu îi dirijez. Mai sunt întrebări? Da. Și echipa Dora Show mai are niște momente așa, dar noi le trecem cu vederea, noi creștem, noi mergem mai departe. Vreau să vă arăt câte dublaje s-au făcut până când doamna Dora nu putea să-și abțină râsul ei de cal bătrân. Igor Dadon, fost calar pe cănilă. Amu, de parcă mâine... Fio, hai! Doar fiți bărbat! Da! 8 ani Jurnal TV, la mulți ani! Jurnal TV, la mulți ani! Jănica, și tu mult ai de gând să șezi aici? Nini cald la pernuțele astea, du-i te rog eu la dormitor. Scuzați! Doamne, copii, dacă ați face, să-i educați frumos, bine? Of, dragii mei, emoții aveți pentru... Pentru ce? Pentru concurs, mai cum pentru și? Clar că vin. Vă rog să nu vă supărați, bine, eu nu sunt ră, eu nici măcar nu încerc să intru în polemici, că se discută pe Facebook, pe internet, nu știu și, că na-na-na, că nu știu și, că diaspora. Dar oricum sunteți mai anoși și am să vă rog să-i votați, să-i susțineți, dar cineva știți cineva să întreba, în cazul în care vă duceți acolo, o să fiți cu drapelul Moldovei sau a Transnistria? Deca spuneți-le aici. Da, le spunem, ca de obicei. Și cu drapelul Republicii Moldova, fiindcă promovăm tot timpul, din 2010, fiind băștinaș orașul Râbnița, promovăm Republica Moldova. Dar poze după culise care lumea ne roagă să facem. Așa a fost să fie, să facem o poză, un salut pentru cei din această acasă, regiune. Păcat că n-am și eu la Negureni un drapel, că l-aș pune și eu, așa că, dragii mei, așa cum îți iei, buni, răi, că noi de obicei, știți, noi nu ne susținem, nu ne votăm, că nu știi că-s din, dacă ni s-o delegat șhămurile, așa e, iapa s-o îngreșat, doamne. Of, mă scuzați, dar cum n-ai iapă în rusă? Rimeni? Nu cură, iapă, ia-ha-ha. Loșatca. Dragii mei, știți, eu de obicei pe invitat le aduc poză. Mm-hmm. Dar decât și tu poză, și tu, să vă vedem cu cherea cu Miteiuț, am decis să vă provocăm la un mic concurs. Da. Dacă tot Filip Kirkorov v-a scris cât de bine cunoaște repertoriul lor și am să vă rog să fiți atenți. Aveți 3 melodii de-a lui Filipușca. Da. Filip, băi de matele, da? Așa, prima melodie. Și ne cânte? Maša Rasputina. Privet, e Mașinche, așa. Piesa cum se numește? Piesa. Ты не видишь меня. Между нами. Любовь. Ты как города, дальние города. Роза чайная, боец. Прима иертем, întotdeauna primul iertăm, că-i primul, știi ce-i faci. Hai, următoarea piesă, atenție.
Viva la diva. Așa, viva la diva. Este contact, cum spune diva, diva e Dora. Știți totdeauna, dragi mei, Moldova diva e una, e Dora. Mergem mai departe, următoarea piesă. Așa, hai. Asta e melancolie. Немного жаль, что на показ твои истории, твои мечты. Немного жаль. Да. Немного жаль. Вот. Яка, din primele note, înseamnă că l-ați studiat foarte bine pe, da, pe Filip, da. Asta e bine. Apropo, noi acum o să avem în martie 7 concerte alături de dumnealui. Unde? În țările pribaltice. Da. Vilnius, Riga, cine acolo? Italia. Filip, să-i transmiteți, vă rog, să aveți numărul lui. Jonica, ai telefonul să-l sun, Filip. Să-l sun, să-i zic să vină la mine. Auzi, Filip, если ты меня слышишь, под укладкой. Este, așa-i? Așa. Eu între timp am să sun de Filip să-l invit la mine în studio, dar am să vă rog pe voi să luați microfoanele, strei, așa. Și, dragii mei, o să ascultăm piesa care o să ne reprezinte anul ăsta la Eurovision în Lisabona. Departe, departe. Sunteți gata? Da. Sigur. În picioare frumușel. Dăm drumul! Ați pus caie! Unfold. You got stories never told. You're holding information. Standing right in front of me, a hidden rhapsody. I walk into temptation. And something tells me we can make some music. The rhythm is driving me wild. And something tells me we ain't gonna lose it. Keep pushing way into the night. Avem darul de a împlini visele tale.